Monitori și am venit la gospodar, că așa se vine la gospodar, la gospodar, că le urăm toate cele bune, ca să însemne părintele. Iar dumneavoastră sunteți gospodarii orașului și noi acum am venit ca să ne arătăm prețuirea și respectul și mai ales am venit să arătăm că noi perpetuăm tradițiile și obiceiurile. Am văzut asta de la costume deja. Da. Vă mulțumim. Ei sunt clasa 11, din clasa 9 merg cu colindul și sunt colinde care nu sunt pe la televizor, ci sunt culese din mai multe zone ale țării. Să sperăm că o să vă placă. Începem? Da. Primul colind este, mă scuzați, primul colind este din Ardeal și se adresează gazdelor pe care le rugăm să ne primească în casa lor și le urăm tot ceea ce se urează în această perioadă. Suntem bucuroși că suntem în casa dumneavoastră. Bine ați venit în casa dumneavoastră și noi ne facem datoria de colindători. Asta spune colindul, primul colind. Mă rog. Gazda aleasă, ne primește, ne primește nata acasă. Bună seara, bună seara, gazda aleasă, ne primește, ne primește nata acasă. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă. Fulgi de nea, ca din cer, nasul și-o
veselie, râs cu poftă nebunii, iar ca este o bucurie, hai cu stania topi, fulgi de nea, mii și mii, strada și pomii au haine atinti, fulgi de nea, ca din cer, nasul și obrajii sunt roșii de cer, fulgi de nea, mii și mii, strada și pomii au haine atinti, fulgi de nea, ca din cer, nasul și obrajii sunt roșii de cer. Flăcăii și fetele nu se mai adună ca să la horă, ci se adună ca să pregătească pentru colin. Liana, Lina, Liana, Daliana, Daliana. Merina, fântână, Daliana-i fată n-albă, e două ochiuri ce gen mână, Daliana-i fată n-albă, yeah.
mulțumesc și să aveți nu doar sărbători fericite, ci un an bun pentru dumneavoastră, un an important pentru dumneavoastră. Mulțumim pentru programul acesta tradițional, vecinal și până la urmă care duce mai departe adevărata tradiție, pentru că am auzit de la copii de grădiniță până la cei mai mari destule colinde și dansuri și alte lucruri care au legătură cu alte tradiții, mai mult decât cu ale noastre. Așa că vă felicităm pentru că ați ales să colindați după vechile obiceiuri și cu certitudine ați bucurat toate sufletele de aici, inclusiv pe ale voastre, pentru că v-am văzut că erați plin de entuziasm și asta este un lucru important. Vă felicităm, vă urăm succes, sunteți cât bradul, vă urăm să aveți viață frumoasă și cu de toate în casă, nu? Că vin sărbătorile la mulți ani familiilor dumneavoastră, profesorilor și să le vedeți cu bine și la anul. Și la anul care vine suntem siguri că vă va fi bine, că aveți și facultate. Da. Și acum să îi și omenim pe cei care au venit în casa noastră. Mulțumim frumos! Mulțumim! Bravo, copii!